Închipuiți-vă că pe fiecare acoperiș de casă din România ar fi panouri fotovoltaice. Noi acum la prototipul nou folosim niște panouri care sunt bifaciale, adică produc și de pe o parte și din reflexie pe partea cealaltă. Ceea ce înseamnă că tehnologia avansează și eficiența lor crește din ce în ce mai mult, timp în care costul lor scade din ce în ce mai mult. Înseamnă că toată lumea începe să îmbrățișeze această nouă tehnologie, că s-ar putea să fie chiar tehnologia viitorului. Și că asta nici nu ar costa foarte mult. 2400 de kWh pe an, în principiu, cam producem cu un sistem de 3 kW peak. Un sistem de 3 kW peak este exact sistemul de la Casa Verde, ajunge undeva la 4.500 de euro. Iar factura ta la curent va fi mult mai mică. De când am instalat sistemul fotovoltaic, acum aproximativ un an, am produs în jur de 4.000 de kW. Din acești 4.000 de kW am folosit direct pentru autoconsum aproximativ 1.500 de kW, iar restul au fost trimiși în rețeaua electrică. Cu instalarea panourilor și au început să producă, s-a simțit foarte mult la factura de curent, care a scăzut cu peste 40%. Ba, mai mult de atât, o să devii și producător de curent electric. Prosumatorul este o persoană fizică sau juridică, consumator de energie electrică, dar și producător de energie electrică. Cu alte cuvinte, putem fi aproape oricare dintre noi, care avem un contract de furnizare de energie electrică în baza căruia consumăm energie electrică acasă. Să fie totul atât de simplu? Este foarte greu la început să-ți dai seama de ce acte ai nevoie, pentru că pe site-ul administrației Fondului de Mediu este un ghid de finanțare, însă este extrem de complicat și, în general, de fapt, vizează firmele instalatoare, nu clienții. În teorie, lucrurile par frumoase. În practică, sistemul a fost un eșec. În prima ediție din 2019, aproape jumătate din dosare au fost respinse. Și da, aflăm astăzi cum poate fi deblocat programul de stat care ne ține în loc când vine vorba să devenim prosumatori. Ascultați Eu și Energia, iar în această săptămână îți explicăm cum poate să te ajute o instalație cu panouri fotovoltaice. Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bine v-am regăsit la podcastul care îți micșorează factura la curent electric. Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Astăzi o să vedem care este cel mai practic mod ca să plătești mai puțin la curent, panourile fotovoltaice. Le vedeți pe multe case din România, dar nu trebuie să le confundați cu cele solare. Panourile fotovoltaice produc curent electric, iar cele solare încălzesc apa. Mihai Nicuț. În general, producția de energie electrică se face din panouri fotovoltaice, amplasate în curte sau pe acoperișul casei. Mai există situația în care ne putem pune și o mică turbină eoliană, dar complicăm lucrurile pentru că este scumpă și este mult mai puțin predictibilă. Așa știm, vara avem soare undeva de la 8 dimineața până la 8-9 seara, știm că în momentul ăla casa noastră poate produce energie electrică. Mai departe, ce facem cu ea? O consumăm sau o dăm în rețea? Dar înainte de a vedea cum ajungem aici, avem de dat o explicație despre un cuvânt nou pe care fiecare trebuie să-l învețe. De fapt, cheia viitorului. Așadar, astăzi fiecare dintre noi este consumator. Ideal ar fi ca în viitor majoritatea dintre noi să fie prosumator. Dar ce înseamnă asta? Prosumatorul este o persoană fizică sau juridică, consumator de energie electrică, dar și producător de energie electrică. Cu alte cuvinte, putem fi aproape oricare dintre noi, care avem un contract de furnizare de energie electrică în baza căruia consumăm energie electrică acasă. Dacă noi, la locul nostru de consum, ne punem niște panouri fotovoltaice pe acoperiș, ne montăm un invertor și punem un contor inteligent cu care ne legăm la rețea, suntem prosumatori. Suntem și consumatori de energie electrică, suntem și producători de energie electrică atunci când este soare afară. Prosumator, așadar. Și acum multă lume va spune, este un episod pentru oamenii care stau la case. Nimic mai fals.
Și oamenii care stau la bloc pot fi prosumatori, dar pentru asta trebuie să aveți un pic de răbdare. Vă explicăm. Poate un pic mai multă răbdare, căci până acum doar un grup infim de români au ajuns să fie prosumatori. Peste 14.000 de concetățeni sunt acum prosumatori, produc energie electrică și o vând în rețea. Sunt cele mai recente date de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea în domeniul energiei. Cei mai mulți au apelat la programul Casa Verde, un program cu probleme însă. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu mai mulți beneficiari. Am aplicat la programul Casa Verde undeva prin toamna anului 2019. Aprobarea dosarului am primit-o aproximativ jumătate de an mai târziu, în iunie 2020, iar instalarea efectivă, după obținerea tuturor actelor necesare, s-a făcut încă un an mai târziu, în iunie 2021. Pentru achiziționarea pachetului fotovoltaic prin programul guvernamental am depus cererea în iunie 2019. Cererea a fost aprobată în luna iulie 2020. De când am instalat sistemul fotovoltaic, acum aproximativ un an, am produs în jur de 4.000 de kW. Din acești 4.000 de kW am folosit direct pentru autoconsum aproximativ 1.500 de kW, iar restul au fost trimiși în rețeaua electrică. Cu instalarea panourilor și au început să producă, s-a simțit foarte mult la factura de curent, care a scăzut cu peste 40%. Așadar, dacă aștepți, sunt și avantaje. Dar acum sunt 45.000 de cereri care așteaptă încă un răspuns de la Administrația Fondului pentru Mediu. Și asta nu e singura problemă, ne spune una dintre solicitante. Este foarte greu la început să-ți dai seama de ce acte ai nevoie, pentru că pe site-ul Administrației Fondului de Mediu este un ghid de finanțare, însă este extrem de complicat și, în general, de fapt, vizează firmele instalatoare, nu pe noi clienții. În principiu, cel mai bine este să vorbești direct cu o firmă pe care o găsești pe site-ul Administrației Fondului de Mediu și îi ceri ei lista cu documentele de care ai nevoie. O să ne întoarcem la chestiunea de la Administrația Fondului de Mediu, pentru că merită discutată mai în detaliu, iar gândirea noastră de astăzi nu este să vă speriem. Dimpotrivă, de asta trebuie să vă răspundem întâi la întrebarea dacă merită tot acest efort, mai ales că în această întreprindere poți să nu ai nicio treabă cu statul, ci să o faci de unul singur. Deci cu cât ar scădea, domnule, o factură cu acest sistem? Dacă am o factură de 300 de lei, haideți să spunem în condițiile prețului plafonat de azi, cât înseamnă undeva la 350 de kW, da? Este un consum mare, undeva la 350, poate spre 400 de kW. Păi, dacă am un sistem de 5 kW, care îmi produce 5 kW pe oră, haideți să punem 8 ore pe zi, 40 de kW pe zi, ori 30 de zile, 120 de kW, deci am salvat cam o treime din factură, poate chiar spre jumătate, că am fost darnic cu cele 8 ore, vorbind despre o zi luminoasă. La 25%. Se poate scuti și mai mult în funcție de consumul și, atenție, în funcție de obiceiurile noastre de consum, care, în teorie, obiceiul de consum se va schimba atunci când devii prosumator. Așadar, rețineți, o scădere a facturii între 25% și 50% este posibilă și o să veniți să spuneți că asta este numai vara. Iarna trebuie să socotiți așa însă. A fost introdus mecanismul de compensare cantitativă. Adică, pentru o instalație normală, de până la limita în lege este până la 200 de kW instalați, eu dacă vara produc mai mult decât consum, spre exemplu, mi-am pus o instalație de 10 kW. Ori eu, care în cele 8 ore pe zi, s-ar putea, sau 9 ore pe zi, s-ar putea să-mi producă 80 de kW/h în total. Poate că eu din cei 80 de kW/h în ziua aia consum 40. Dau niște calcule aproximative. Restul de 40 sunt vărsați automat în rețea și eu pot să-i extrag din rețea iarna, de exemplu, să mă încălzesc cu o pompă de căldură și să renunț la centrala pe gaz. Într-adevăr, plătesc pentru ce extrag din rețea, plătesc costurile rețelei. Deci plătesc acele tarife de transport, distribuție, certificate verzi și așa mai departe. Este un cost, dar eu practic am folosit rețeaua ca pe o baterie. Mihai Nicuț,
Deja în condițiile astea devine interesant, nu-i așa? Mai ales că statul vrea acum să compenseze 1-1 fiecare kilowatt. Asta înseamnă facturi mai mici și iarna. Așadar, de aici trebuie să facem niște calcule. Fără ajutorul statului, o investiție în instalația fotovoltaică poate porni de la 5.000 de euro, în funcție de puterea pe care vrei să o instalezi. Orice firmă îți va face calculele necesare. Cornel Eftenoiu este specialist în fotovoltaice și face chiar el acest calcul. La 200 de kWh pe lună, dacă este un consum constant, fie vară, fie iarnă, avem undeva la 2400 de kWh pe an. Vrem să luăm în considerare că 2400 de kWh pe an, în principiu, cam producem cu un sistem de 3 kW peak. Un sistem de 3 kW peak este exact sistemul de la Casa Verde, ajunge undeva la 4.000-5.000 de euro. Deci asta ar fi minimul, de exemplu de care vorbeam mai devreme. Da, un 3 kW este minim, este și stipulat în ghid, 3 kW minim de panouri și invertor. Am venit la dumneavoastră, v-am dat toate detaliile de care ați avut nevoie. Cât durează procesul? Procesul efectiv de instalare, o zi, două maxim. Acum, în funcție de perioada în care alegem să facem instalarea, în funcție de câte proiecte sunt în desfășurare, când avem liberă o echipă pentru montaj, poate să ducă la o lună jumătate. În funcție și de cum găsim panourile, că înțeleg că și aici este o mică problemă în acest moment. Da, în momentul de față a început să fie o problemă. Noi încercăm să stăm pe business și să fim tot timpul cu o previzualizare de comenzi și pentru structuri și pentru panouri și pentru invertoare, să le avem comandate dinainte. Practic să nu așteptăm comanda din partea clientului ca noi să comandăm echipamentele. Așadar, e o chestiune și de răbdare. Dar dincolo de bani, trebuie să ai și posibilitatea să pui așa ceva pe casă. Cornel Eftenoiu în dialog cu Mihai Bucureșteanu. Contează foarte mult cum e poziționată casa? Adică pot să-mi pun oriunde acele panouri? Bănuiesc că nu. Ne orientăm după soare. Ne orientăm după soare. Dacă vrem să punem panourile pe acoperiș, nu avem foarte mult spațiu de manevră, să zic așa. Adică trebuie să copiem acoperișul. Am văzut, sunt unii de fapt tot felul de structuri pe casă, le elevează. Mă rog, acolo trebuie făcut un studiu foarte bun de rezistență și de vânt. Noi, în principiu, copiem acoperișul, așa mi se pare și normal, și din punct de vedere arhitectural e ok, dar nu se pot pune pe orice suprafață și avem și clienți pe care îi refuzăm. Sunt umbriți, au copaci foarte mulți în partea de sud a casei, foarte înalți, că efectiv panourile vor fi puse la umbră. Sau sunt clienți care își asumă treaba asta și ok, nu mai am output de, nu știu, 1200-1250 de ore pe an, o să am 800 de ore și eu sunt ok și cu treaba asta nu mai recuperez investiția în 4 ani, o să mai recuperez în 6 sau poate nu mă recuperez niciodată, dar pur și simplu vreau să fiu green. Deși nu este o solicitare expresă din partea legiuitorului, ideal ar fi să știi sau să ai proiectul casei pentru a ști cât poate susține acoperișul tău ca să fie totul safe, să fie condiții de maximă siguranță. Nu trebuie făcut nimic. Firma care vine să-ți monteze panourile se ocupă de trasul cablurilor, se ocupă de împământare, se ocupă de montarea invertorului, se ocupă de relația cu distribuitorul până la pusul contorului. Există acele lucruri despre care am spus că ar fi benefice relative la orientare, acoperișuri mai ales spre sud și în general neumbrit. Aș zice un sfat pentru cei care ne ascultă. Dacă vă construiți case acum, ar fi bine să fie cu acoperișul cumva orientat spre sud, pentru că dacă aveți de gând în viitor să plătiți mai puțin la factura de energie electrică, să vă puteți pune cu o eficiență mai mare, de fapt, că despre asta vorbim. Orice sistem produce. Dar ca să ajungi la acea, hai să spunem, de dorit, 1200 poate de ore pe an de funcționare la capacitate, trebuie ca acoperișul casei să fie orientat spre sud. Deci, cam în 2 luni de când te-ai gândit, dacă nu stai după stat, ai putea să ai panourile tale pe casă și să începi să plătești mai puțin. Dacă țineți minte, în episodul 2 al podcastului nostru am vizitat o astfel de casă care se susține energetic. Am vorbit atunci cu Claudiu Butacu. Cum o să arate noua noastră casă? Iată câteva explicații. Noi acum la
prototipul nou folosim niște panouri care sunt bifaciale, adică produc și de pe o parte și din reflexie pe partea cealaltă, ceea ce înseamnă că tehnologia avansează și eficiența lor crește din ce în ce mai mult, în timp în care costul lor scade din ce în ce mai mult. Înseamnă că toată lumea începe să îmbrățișeze această nouă tehnologie, că s-ar putea să fie chiar tehnologia viitorului. Ce am mai făcut la una dintre case, pentru că ne uităm la ea și nu vezi panourile fotovoltaice, este că pentru prima oară ne-am gândit să le încadrăm direct în acoperișul casei. Noi considerăm că panourile fotovoltaice ar trebui să existe în orice casă de acum încolo și să nu mai fie niște construcții adiționale sau peste un acoperiș existent. Orice zi în plus în care noi folosim tehnologia asta și o îmbunătățim, reușim să o găsim eficiența lor pentru a le instala în case sau în locuințe. Pentru că următoarea întrebare este: stau la bloc, cum îmi pun panouri fotovoltaice? Pe lângă faptul că circulă pe internet poze cu oameni care și-au pus efectiv pe balcon. S-ar putea merge pe asociații da. De proprietari. Da, ăsta e momentul și de mult timp încercăm să influențăm pozitiv, să spunem, autoritățile și administrația publică locală și se pare că primăria sectorului 1 din București o să fie primii care reușesc să monteze astfel de panouri fotovoltaice pe asociațiile locatari, pe blocuri. V-am spus doar că este posibil să ai și la bloc așa ceva, nu neapărat individual, dar panourile pot fi o soluție excelentă pentru cheltuielile de pe spațiile comune. Mă întorc la Mihai Nicuț. Este complicat pentru cei care stau la bloc pentru că nu se pot pune sisteme fotovoltaice individuale pentru fiecare apartament, pentru că vă dați seama, ar trebui să avem câte un cablu care să intre în contorul fiecărui om de acasă. Este destul de complicat, dar se pot pune în sistem de contrapartea să fie nu proprietarul locului de consum, ci asociația de proprietari. Iar energia electrică, fie că este consumată, autoconsumată, fie că este vândută în rețea, să fie folosită la autoconsum pentru ce ne trebuie iluminat pe casa scării sau lift, fie să fie vândută și din contravaloarea energiei să scadă cheltuielile cu întreținerea. Există programe pilot de montare de panouri fotovoltaice, chiar și în București s-a început, mai ales pe clădirii administrative. S-ar putea să avem, la momentul în care ascultătorii noștri vor auzi acest lucru, să avem și o reglementare expresă a Comisiei Europene privind obligativitatea montării de panouri fotovoltaice și pe toate clădirile noi de locuințe și pe toate sediile de instituții publice până undeva la nivelul anului 2035. Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Ca să aveți imaginea completă, o să mai adaug aici un cost. Ca orice instalație electrică, și panourile fotovoltaice au nevoie de o verificare periodică, exact cum se procedează la centrala pe gaz, din nou Cornelef Tenoiu. În principiu, mentenanța se face o dată pe an. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui făcut și la instalația electrică a casei. Nu știu cât se respectă treaba asta, dar noi avem un contract nostru de montaj. Primii 2 ani, mentenanța este gratuită. Ne ducem o dată pe an la fiecare client, verificăm conexiunile, verificăm tablourile de protecții, verificăm panourile să nu se fi mișcat. Dați seama, sunt diferențe de temperatură, pot să se dilate structurile, pot să facem un proces verbal că am fost la mentenanță și tot în regulă. După aceea costul poate să înceapă de la undeva la 200 de euro pe an. Tot ce v-am povestit aici poate fi realizat pe cont propriu. Dar statul român sprijină această schimbare în viața noastră, adică dă bani și vă puteți deconta cea mai mare parte din lucrare. România are însă foarte puțini prosumatori față de alte state. În teorie lucrurile par frumoase. În practică sistemul a fost un eșec. În prima ediție din 2019, aproape jumătate din dosare au fost respinse, pe motive că nu erau hârtii, nu erau acte, a fost suspiciune de fraudă la acces, pentru că dosarele se depun într-o aplicație informatică. Și suntem în momentul de față în care au fost solicitate la decontare doar 12.000 de sisteme, repet, jumătate, și s-au plătit undeva la 10.900. Ne referim la anul 2019. În 2021, AFM a scos, haideți să spunem, noul program, prin care s-au blocat aplicații informatică, s-a revenit, din nou este foarte complicat, dar au fost 44.000 de solicitanți ai acestei subvenții. Doar se evaluează datele în momentul de față, nu s-au aprobat decât mică parte din ce știu eu.
Ca să schimbe asta, ministrul mediului a cerut AFM să simplifice procedurile de evaluare a dosarelor depuse în cadrul programului pentru montarea de panouri fotovoltaice. Tanțoș Barna dă vina pe birocrație. Căutăm un sistem mult, mult mai suplu, fără aceste documente și fără birocrație. Dacă găsim această soluție, probabil că noua sesiune o să fie o sesiune automatizată cu documente minimale. AFM are în plan să reia depunerea dosarelor din această lună, iar la nivel de declarație, toată lumea este bine intenționată. Dar mă întorc la Mihai Nicuț. Declarativ toată lumea susține și prosumatorii, există și programul acesta Electric Up, prin care se susțin și prosumatorii mari, de genul hoteluri, restaurante. Declarativ toată lumea susține. Problema apare la implementare și la birocrație, din punctul meu de vedere. Lucrurile se mișcă foarte greu pentru că acolo, la administrația Fondului pentru Mediu, pare că nu există suficiente resurse, nici umane și cred că nici tehnice, pentru a verifica și valida foarte repede dosarele depuse. Și de asta se întârzie și de asta lumea așteaptă modificarea acestui program, în sensul în care AFM se va decide. Ori își ia o firmă de consultanță, ori renunță și vor fi doar agenție de plăți. Ritmul de instalare este destul de redus. Avem foarte puțini prosumatori în România, numărul va crește, dar contează viteza în care va crește și eu mă aștept la un boom, mai ales în momentul în care se vor ridica plafonările de preț la energie electrică. Prin Casa Verde, statul suportă până la 20.000 de lei din costul proiectului. Ce ar trebui să faci dacă vrei ajutorul statului? Primul pas, nu scăpăm nici în acest caz de binecunoscutul dosar. Ce detalii trebuie să conțină? L-am întrebat pe Cornel Eftenoiu, el conduce o firmă care montează fotovoltaice. Înaintea întocmirii unei oferte, trebuie să colectăm ceva informații despre locul de montaj și aici mă refer ce tip de branșament avem acolo, ce tip de consumatori, cam cât plătim pe lună factura sau, mai bine zis, cam cât kilovatioră consumăm pe lună sau pe an și tipul acoperișului. După ce avem toate aceste informații, putem să ne facem o idee de structura sistemului și după aceea să întocmim o ofertă corectă. De ce sunt importante aceste detalii? Unul la mână, suprafața unde vom monta panourile este importantă pentru că sunt mai multe tipologii de structuri de montaj. Avem structură lestată, est-vest, pentru acoperiș tip terasă, avem structură pentru panouri sandwich, avem structură pentru țiglă bituminoasă, pentru țiglă ceramică. Doi la mână, cantitatea de energie consumată pe lună sau pe an ne ajută să dimensionăm corect un sistem, să nu-l facem prea mare, pentru că, ținând cont de noua legislație, noi în 2 ani de zile trebuie să ne consumăm energia produsă și injectată în rețea. Și atunci trebuie să avem un balans foarte ok, energie produsă versus energie consumată. Nu este nevoie de proiect tehnic, nu este nevoie de aviz tehnic de racordare, era nevoie, nu este nevoie de autorizație de construcție, era nevoie. Dar lucrurile, din fericire, s-au mai simplificat. Fac contract cu acea firmă pe care o vreau eu, în funcție de oferta care mi se pare potrivită pentru mine, și apoi firma reia procesul la AFM și așteaptă, depune, primește, fie, dacă nu, montează pe banii mei în totalitate sistemul fotovoltaic, s-a făcut instalația, după care se depune dosar la firma de distribuție, dacă este un sistem on-grid, că despre asta vorbim, sisteme conectate la rețea, pentru că suntem prosumatori. Deci, se depune dosarul la firma de distribuție, după care se primește certificatul de racordare sau certificatul de prosumator. După aceasta, se merge la furnizorul de energie electrică, se încheie contractul de furnizare în sistem de prosumator, apoi distribuitorul vine și schimbă contorul vechi pe care îl aveam, dacă nu aveam smart, cu un contor smart care este obligatoriu pentru orice prosumator. Și apoi se modifică setarea invertorului ca el să devină funcțional, pentru că inițial are injecție zero până când toate aceste acte se obțin ok-ul pentru ele, după care sunt prosumator. Și când faci curent cu ajutorul soarelui, ai 3 variante de lucru. Din nou Mihai Nicuț. Fie consumăm energie electrică pe care o producem și atunci nu mai consumăm din rețea, deci nu mai plătim. Fie
nu o consumăm, o dăm în rețea, rețeaua ne plătește și o să explicăm cum, fie niciuna, nici alta și o stocăm în propria noastră baterie. Este cea mai scumpă, dar în zonele îndepărtate din România, unde nu există rețea, aceste sisteme fotovoltaice off-grid, deci nelegate la rețea, sunt soluția. Pentru că nimeni nu vine să racordeze o gospodărie situată, nu știu, la 5 km de capătul rețelei. Dar un sfat. Toate astea înseamnă că trebuie să vă schimbați un pic obiceiurile de consum. În momentul în care ai soare afară, ar fi bine să-ți pornești consumatorii de energie electrică din casă, pe care să nu-i pornești seara atunci când nu ai soare afară și să plătești curentul, de exemplu, mașina de spălat. Ai putea să speli când este soarele pe cer și nu mai plătești consumul mașinii de spălat. Totul cu acest cost, într-adevăr, 1000, cam 1000-1200 de euro pe kilowattul instalat. Sper ca toată această analiză să vă fi fost de folos și să vă încurajeze. Pariul nostru este că într-o generație de acum înainte, majoritatea caselor vor avea aceste panouri instalate. Sigur, pentru asta ar mai fi nevoie de o lege corectă față de public. Coaliția de guvernare a promis că adoptă un act normativ care să ofere o compensare 1-1 pentru fiecare kilowatt introdus în sistem. Acum, compensarea este doar parțială, iar dacă asta se va întâmpla, atunci chiar am făcut un pas înainte și am putea aduce și o mașină electrică la poartă. Dar despre asta, data viitoare la Eu și Energia. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.